Bună, dragilor! Bine v-am regăsit la ultimul tutorial de creat mărțișoare. Astăzi o să vă arăt din Ipsos, din turnare, plastelină care se usucă la aer, fimo sau lutul polimeric. Și o să vă vorbesc câte ceva din fiecare material. La fel, o să creez mărțișoare din câteva materiale naturale. Și o să încep astăzi să vă prezint mărțișoarele prin turnare de Ipsos sau praful ceramic. Praful ceramic este mult mai recomandat, este mult mai solid, lucios, nu necesită neapărat grunduire ca și Ipsosul înainte să pictați cu vopsele. Cum se folosește două părți la o parte, apă cu Ipsos sau praf ceramic, găsiți o multitudine de forme pentru turnare, atât din silicon cât și din plastic. Înainte să turnați în formele acestea, puneți apă călie, răsturnați și apoi turnați amestecul de apă cu Ipsos sau praful ceramic. Se lasă aproximativ o oră până se încheagă Ipsosul sau praful ceramic în formă, apoi cu foarte mare grijă se scoate forma și se usucă la temperatura camerei, nu la soare, pentru că soarele absorbe apa și o să crape praful ceramic sau Ipsosul. Eu deja am turnat câteva forme pentru mărțișoare, o buburuză, inimioare, floricele, am turnat și în forme de fimo, mai micuțe de silicon. Aceste forme, după ce se usucă foarte bine, se șmirgheluiește cu un șmirghel foarte fin, marginile, după care, dacă este praf ceramic, puteți să dați un amestec de apă cu aracet sau acrilic alb. Le-am pictat în culori acrilice, inimioara, cu pensulă subțire, după ce le-ați pictat, pentru utilizare, așa cum am spus, la broșele din fetru și carton buretat puteți să aplicați pe spate un ac de broșă. Pe formele acestea de Ipsos sau praf ceramic se poate lipi magnet. Al doilea material pe care l-aș recomanda tot pentru pentru modelarea mărțișoarelor cu copiii este iClay-ul. Este o plastelină care se usucă la aer. La fel există și alte de luturi care se usucă la aer. Este luturi de la Kerapra și Das. La fel și Fimo avem, care se usucă la aer. Un alt material din care puteți să creați mărțișoare este lutul polimeric sau fimo. La aceasta este necesită ajutorul părinților la copii, pentru că se introduce în cuptor. Se creează diferite forme, așa cum se creează și din plastelină. Puteți să folosiți materiale din natură, din pădure, diferite frunze, crenguțe. Însă în magazinul nostru veți găsi foarte multe materiale de genul acesta. Pe ce se poate lucra? Uitați, am pregătit aici felii de lemn, mușchiul îl voi folosi astăzi, sau lichen se mai numesc, voi folosi nuanțe de verde, curly, tot felul de floricele uscate, o să folosesc o frunză din aceasta, câteva floricele uscate, voi tăia codițele. Folosesc firul de mărțișor pentru a prinde buchețelul de flori. Voi lipi florile cu un punct de silicon peste frunză. Este gata. Următorul mărțișor. Folosesc și altfel de flori. Facem un buchet ca la orice aranjament. Pătratul meu este mai mare, așa că voi adăuga mai multe floricele.
La fel, o să prin buchetul cu firul de mărțișor. Le așez pe scoarța de copac. Lipesc. Ia uitați-vă că un mărțișor este gata. Putem să adăugăm și foarte puțin mușchi. Uitați-vă, două mărțișoare create din materiale din natură. Flori uscate, mușchi, diferite frunze, scoarță. De asemenea, puteți să puneți mărțișorul pe cartonaș sau, dacă nu, se poate introduce direct în punguță, pentru că are un efect deosebit și așa. Și acestea sunt cele două mărțișoare pe care le-am creat din materiale naturale. Mulțumesc că ați fost alături de mine și astăzi și toată luna pentru a vă arăta diferite materiale și moduri de a crea mărțișoare. O zi frumoasă, numai bine vă doresc! La revedere!